Important e să ducem la bun sfârșit ceea ce am început acum, dar îmi doresc din tot sufletul să fim inspiraționali și să inspirăm. Îmi doresc din tot sufletul să se ia, să se ducă mai departe acest spirit, pentru că dacă doar contempli, aștept să schimbe altcineva, nu se va schimba niciodată nimic. Construim un teatru împreună. Artiști, public, chiar și personaje. Fictitor. Cumpără o cărămidă pentru Crivița 53 și vei face parte dintre cei care rescriu istoria teatrului românesc. Sezon de arte și fapte alături de Chris Simion, un om care și-a scris un semnul curajului întreaga carieră, de la literatură, la spectacole și până la propriul destin. De data asta suntem în centrul unui proiect care este în derulare, Crivița 53, dar aș vrea să începem întrebându-te cum definești tu curajul? Cred că depinde doar de cât de superficial sau de cât de adânc este înfipt în ființa noastră. Eu l-am descoperit de mică și l-aș numi mai degrabă inconștiență decât curaj, pentru că nu are o determinare rațională niciodată și cu siguranță că dacă ar fi avut această determinare, nu aș fi făcut niciun pas în multe din experiențele în care m-am aruncat. Deci a fost o inconștiență benefică, încununată de pasiune și de credință de fiecare dată și, cel puțin până acum, m-a ajutat să duc la bun sfârșit cam tot ce am simțit că este necesar. La 16 ani puneai o concluzie pe prima ta carte și spunea George Pruteanu la vremea aceea că ești un cioran în fustă lungă și neagră. În ce fel te-ai schimbat de la momentul ăla? Cred că m-am descoperit, nu m-am schimbat, pentru că există un fir roșu care m-a însoțit din adolescență până astăzi și slavă Domnului că este așa, nu mă dezic de mine, însă dacă zona aceea de căutare din adolescență avea o anumită intensitate și un anumit paroxism, acum spre maturitate, atât în literatură cât și în teatru, lucrurile s-au așezat și poate că schimbarea vine în primul rând din faptul că nu mai am nevoie să demonstrez, ci doar să mă bucur. Provenim dintr-o generație care în anii 90 era în căutări, se ducea cam toată lumea spre drept, spre ASE și spre medicină. Tu ai ales teatrul? Sau m-a ales teatrul. Nu știu de ce am ales teatrul, nici măcar acum. Nu mi-am dorit un răspuns logic la această întrebare. Cred că atâta timp cât am simțit că e drumul pe care pot să mă exprim cu toate celulele mele și că este calea prin care pot să fac bine și să dau mai departe ceea ce am primit, e drumul corect. De ce teatru? Habar n-am. Și drumul ăsta corect acum se împlinește cu o dorință pe care tu o construiești la propriu. Crivița 53 înseamnă mai mult decât un teatru, din ceea ce tu explici în proiectul tău. Am înțeles că ar fi un hub cultural, un loc unde se întâlnesc artele. Spune-ne, da, cum a venit ideea asta unui teatru privat, un singur om sau doi oameni să construiască un teatru, ceea ce statul român n-a mai făcut cam de 70 de ani? Să știi că am foarte mari emoții de când a început interviul, pentru că noi suntem în acest moment în Crivița 53, în șantier. Așa e. Și de fiecare dată când ajung aici,
mi se pare ireal că acest demers crește de la o lună la alta și a început acum aproape 9 ani. E ca un copil, mai are puțin și se naște, adică până în decembrie, la finalul acestui an, trebuie să fim gata. Am vândut casa bunicii mele și cu banii pe care i-am câștigat pe casă am cumpărat terenul de aici. Una dintre condiții a fost ca terenul să aibă energie pozitivă și cred că se simte. Pe urmă, al doilea om care mi-a validat visul a fost Tiberiu, soțul meu, și s-a alăturat aceste inițiative 100% și s-a implicat în devenirea ei. După care prieteni, colegi, ctitori necunoscuți, care fiecare a contribuit cum a putut, fie financiar, fie prin activitatea pe care au desfășurat în cadrul proiectului, au contribuit ca astăzi să fim în momentul în care am ieșit din pământ, suntem la cota zero, a început să se lucreze parterul și în câteva luni, până în decembrie, să-l avem ridicat. Mulți se feresc să construiască o casă, voi vreți să construiți un teatru, v-a fost frică? Mă întrebai de curaj mai devreme, exact. Cred că a fost inconștiență, pentru că dacă știam exact ce urmează, cu siguranță nu ne-am fi băgat. Este o experiență atât de complexă și atât de egoistă, pentru că solicită 100% prezența. Trebuie să te sacrifici și trebuie să faci acest efort zi de zi, să fii conștient că fără să-l faci nu poate să înainteze. Și da, dacă aș fi știut în ce mă bag, nu m-aș fi băgat, pentru că aveam ce să fac, să scriu, să regizez spectacole, dar nu regret nicio secundă din cele pe care le-am investit, din miile, zecile de mii de ore pe care le-am dăruit acestui proiect și rămân recunoscătoare totodată fiecărui om care s-a asociat. Exact, pentru că este un efort colectiv, trebuie să spunem lucrul ăsta. Voi sunteți cei care au promovat ideea și o construiți, dar în spatele vostru sunt exact, și viitorii spectatori. Ai folosit un cuvânt care este de fapt o atitudine, nevoia, pentru că din 1946 nu s-a construit din inițiativă privată niciun teatru și nu în București, în țară. În 1946, ultimul care s-a aruncat într-un astfel de demers a fost inginerul constructor Liviu Ciulei, tatăl regizorului Liviu Ciulei, și beneficiem astăzi de teatrul pe care l-a făcut, respectiv actualul Teatru Notara. Iată-ne într-un moment istoric, într-un moment în care comunitatea celor care au avut curaj să se arunce în această poveste se va bucura și de un reper, de un exemplu, pentru că întotdeauna am spus că noi nu construim ziduri, construim un spirit, revitalizăm un cartier istoric, pentru că suntem foarte aproape de Calea Victoriei, este partea veche, partea istorică a Griviței. Cred că suntem datori să dăm un exemplu generației care ne urmează și să fim un reper ca demers artistic. Voi ați recuperat aici și o parte de patrimoniu, pentru că veți incorpora în noua construcție istoria locului. Ai fost curioasă să vezi ce a fost aici, ce se întâmplă? Avem un studiu istoric pe care l-am făcut înainte să demarăm campania de strângere de fonduri. Și datorită monumentului istoric clasă B, este o casă negustorească din 1870 care va fi integrată în clădirea modernă conform propunerilor din studiu istoric. Vom păstra exact ce ne-a sugerat studiul istoric. Prin programul RoCultura putem să revitalizăm acest monument istoric și să îl integrăm în construcția nouă și să redăm cartierului, sperăm noi, o energie și o atmosferă pe care în perioada interbelică o avea. Era considerat Montmartre al Bucureștiului.
și veți integra în structura acestei clădiri și cărămizile celor care au colaborat și încă o fac pentru ridicarea teatrului. Toți împreună este o atitudine. Cum ai spus și tu mai devreme, inițiativa a fost a mea, a noastră, dar nu am fi putut să ajungem în acest moment fără încrederea, fără implicarea, fără sprijinul concret al celor care s-au asociat, ctitorii. Și numele lor va apărea menționat în foaierul teatrului, va fi inscripționat, tocmai pentru a fi o mărturie, un gest real de credință și de generozitate și de implicare, pentru a rămâne mai departe când noi nu vom mai fi. În tot parcursul ăsta, care poate să însemne foarte mult, ai fost tentată să renunți? Să renunț definitiv nu, dar au fost momente halucinante, momente extrem de grele, absurde, care s-ar duce așa un pic în zona kafkiană sau în Eugen Ionescu, pentru că totul a pornit de la așteptări, de la faptul că atunci când îți dorești să construiești ceva pentru societate și pentru comunitate și să întorci orașului tău un astfel de imobil pe care nu l-a avut de 78 de ani, te aștepți ca absolut toată lumea să fie pozitivă, să vină în întâmpinarea ta și să te sprijine. Ei bine, în realitate a fost altfel, a fost mult mai greu, dar și acest aspect este benefic pentru că au rămas în această comunitate exact oamenii care au nevoie. Ți s-a spus, de pildă, ce nevoie avem noi de un teatru? Că oamenii au nevoie de alte construcții. Da, și o să te mire. Am primit această replică de la oameni la care nu m-am așteptat, pentru că sunt intelectuali sau sunt chiar din domeniul tău de activitate. Și m-au surprins, pentru că un teatru este un reper cultural, un reper cultural contribuie la educație. Fără educație nu suntem o societate sănătoasă și te duci pe firul logic până la T0 și nu înțelegi cum o persoană care are un anumit nivel intelectual poate să-ți răspundă așa atunci când îi soliciți sprijinul. Dar da, am avut această surpriză și, așa cum spuneam mai devreme, e foarte bine că am avut refuzuri sau oameni care au stat în dilemă și care s-au lansat în promisiuni și au rămas la nivelul teoretic al implicării lor, sau alții care contemplă de pe margine și ne admiră și ne laudă prin mesaje private și atât. E foarte bine, pentru că nu poate fi proiectul al tuturor. Va fi și al celor care simt asta. Exact, și al celor care au nevoie reală, concretă, și așa se exclude ipocrizia sau duplicitatea din această poveste. Și ai primit și o lovitură a destinului la un an, doi, de când ai început proiectul, și ar fi fost în mod normal, mulți s-ar fi gândit că ar fi fost un motiv de renunțare la proiect. Nu ai făcut-o, te-ai îmbolnăvit și ai reușit să schimbi traseul și acestei lupte. Un an de zile am absentat, n-am ieșit public pentru că mi se părea o manipulare pe care aș fi putut să o fac, dar Grivița 53 nu merită asta, să fie construit din milă sau din compasiune, niciodată. Și atunci am revenit în momentul în care am știut că sunt sănătoasă și că pot să revin pe șină și să-mi continui călătoria fără să afectez emoțional proiectul. Mi se pare o chestie de demnitate și de asumare să separ lucrurile foarte clar și de maturitate. Boala nu a fost ceva negativ în devenirea mea, dimpotrivă, a fost un dar sau o șansă, pentru că am avut o altă perspectivă și o altă dimensiune am descoperit-o asupra existenței mele și am știut să iau împreună cu soțul meu, cu mama mea și cu ceilalți membri din familie, cu prietenii mei, am știut să traversăm această încercare într-un mod care cred eu că ne-a îmbogățit pe toți.
orice proiect, oricât de bucuroși am fi să credem că are feedback-ul artistic și cultural, înseamnă bani, înseamnă nervi, înseamnă proiectare continuă. În ce stadiu sunteți voi acum? Pentru că la finalul anului ar trebui să intre aici primii oameni. Mai avem nevoie de 500.000 de euro. Mulți bani? E o sumă extrem de importantă, dar care nu este utopică, pentru că există diferite forme de a sprijini financiar acest proiect, de la sponsorizări, la donații, la 3,5%. La întoarcerea impozitului de 3,5%, da, pe care cred că până în mai. Da, sau 20% atunci când ești companie. Trebuie doar să existe voință, să existe viziune din partea celor care pot să vadă acest teatru în viitor și implicare. Implicare dincolo de ego. Implicare la nivel de societate, de comunitate și nevoia de a oferi un exemplu. Și atunci când va fi gata, să poți să ți iei de mână prietenii, copiii, bunicii, cunoștințele, să vii cu ei în Grivița 53 și să poți să le arăți că o parte din acest vis împlinit ești tu. Că nu este despre mine sau despre tine, este despre noi. Care va fi prima piesă pe care o să o regizeze aici? M-am gândit, dar cum este în lucru, este work in progress, nu pot să vă spun decât la nivel de concept. Va fi un teatru care se va axa în proporție foarte mare pe dramatizări, pe adaptarea unor texte literare din literatura universală și românească, texte majore, esențiale, pe piese de teatru scrise special pentru acest loc, texte care vor avea premiera în Grivița și va deveni un pol de legătură între noi și alte companii de teatru similare sau alte teatre independente din alte orașe europene. Pentru că ai vorbit de teatru independent, loc unde tu ai activat foarte mult, ce va păstra din aerul locurilor pe care, unde tu ai pus, ai montat de-a lungul carierei? Toate spațiile în care eu am montat în teatru independent au fost spații improvizate și aș fi ipocrită să spun că asta mi-a plăcut. M-a constrâns, m-a frustrat, nu va avea această latură de improvizație care, oricât de boemă este pentru spectatori, este pentru un artist chinuitoare, o constrângere. Nu? Va fi un teatru profesionist, Grivița 53. Va fi un teatru independent cu toate dotările tehnice de care un creator are nevoie ca să-și împlinească demersul artistic. Va fi la competiție cu un teatru de stat și cu tot harnașamentul tehnic de lumini, sunet, scenotehnică, video, care să-ți permită în limita spațiului să naști proiecte cu sens. Nu este un teatru mare ca dimensiune, va fi un teatru mediu, dar pentru teatru independent va fi un lux. Unde suntem noi acum este o parte din foyer și 8 metri înălțime, o sală modulară pe care să o transformi ca spațiu în italian, elisabetan, arenă, și o sală mică, studio, care va avea 8 metri deschidere, 8 adâncime, dar înălțimea doar de 4 metri și cu mai puține scaune. Sala principală va avea în jur de între 140-150 de scaune, iar sala mică 100 de scaune. Spuneai că vrei ca cei care vin în Grivița 53 să nu vină numai la spectacole. Vrei ca oamenii ăștia să fie incluși permanent în viața noului teatru. În afară de spectacole, ce vor avea? Mai devreme ai folosit un termen care cred că îi se potrivește foarte bine, un hub cultural, pentru că vor fi expoziții permanente de artă plastică, de fotografie, de sculptură, vom avea spectacole de dans, vom avea concerte, vom avea conferințe. Deci va fi un loc cu poarta deschisă și un loc de flux permanent pentru oameni. Da, și cred eu că va fi un magnet. Sau cel puțin așa îmi doresc, pentru că este necesar în momentul în care construiești acest loc să nu îl construiești doar fizic, ci și artistic. Și evident că îmi doresc să fie un pol care să fie fresh, să fie nou, să se regăsească cât mai multă lume, să fie atractiv pentru generația tânără.
să fie necesar pentru cei care consumă teatru de foarte mulți ani și care merg și în alte spații. Când ai pus prima dată în gând sau pe hârtie cu arhitecții felul în care va arăta acest teatru, ai avut un model anume din ceea ce ai văzut afară sau din ceea ce credeai că trebuie să existe neapărat și în România? La nivel de arhitectură, da, este un teatru din Londra care ne-a inspirat, este vorba de Young Vic. La nivel de teren, din păcate, am fost constrânși pentru că nu este un teren foarte mare. Este un teren de 500 de metri pătrați pe care a trebuit să facem această magie. Deci am fost limitați. Va fi un teatru industrial cu un spirit modern. Nu va fi un teatru cu pluș, cu cortină. Va fi un teatru care să-ți exprime un spirit tânăr. Dacă ar fi aici cu noi bunica ta, ce părere ar avea că ai făcut tu cu banii ei în momentul în care o să tăiați panglica și o să intre lumea în teatru? Cu siguranță ar face parte activ din echipă, s-ar alătura activ, ar tăia bilete la intrare, ne-ar planta florile în curte, ne-ar face de mâncare, s-ar alătura echipei de muncitori. Ce ai schimba din momentul în care puneai acea concluzie la 16 ani și traseul tău în viață cu mult curaj a fost așa cum este și acum? Ai schimbat ceva din traseul ăsta? Da. Ce ai schimba? Aș fi mai reținută în anumite relații, pentru că nu este neapărat un defect, dar nici o calitate. Sunt exagerat de generoasă, de altruistă și de foarte multe ori îl pun pe celălalt pe primul loc și mă las pe mine deoparte și asta de foarte multe ori în realitate s-a dovedit a fi o eroare la care am început să lucrez în ultimii ani, dar fiind atât de veche, cred că e undeva ancestrală, transgenerațională, habar n-am, dar îmi este foarte, foarte greu să o schimb. Culmea, nu mă iubesc mai mult decât îl iubesc pe cel din fața mea și mi se pare extrem de firesc să mă dăruiesc. Asta aș schimba și cam atât. Nu sunt mari reforme în existența mea. Poate doar maturizarea și poate că la un moment dat am înțeles foarte clar că nu am nevoie de validarea oamenilor în care nu cred. Am nevoie de validarea oamenilor în care cred și pe care îi admir. Am nevoie de onestitate. Am nevoie de oameni autentici, adevărați. Și îi am. Ce te inspiră? Ce mă provoacă? Cartea sau filmul? Cartea. Prieteni sau colaboratori? Prieteni. Succes profesional sau fericire personală? Fericire personală. Prieteni în social media sau în viața reală? Prieteni. Mesaje pe telefon sau apel direct? Apel direct. Roboți sau dinozauri? Dinozauri roboți. Situații planificate sau surprize de moment? Surprize de moment. Să vezi viitorul sau să schimbi trecutul? Să văd viitorul. Logică sau emoție? Emoție. Emoție, sperăm să construim și noi și voi să terminați această construcție care va fi mai mult de o emoție populară, va fi un simbol de artă și de faptă. Și mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru interviu. Doamne ajută. Și vă așteptăm alături de noi. Încă puteți să deveniți ctitori. Și să puneți cărămizi. Grivița53.ro. Mulțumesc.